Peste 500 de copii din Nisporeni au simțit apropierea Crăciunului cu multă emoție, dar mai cu seamă cu bucurie și voie bune. Și asta pentru că reprezentanții clubului Rotary din Chișinău au îndeplinit cu succes cea mai grea misiune, aceea de a se transforma în ajutoarele lui Moș Crăciun pentru copiii din raionul Nisporeni. And in Germany, we count now 132,000 gifts for childs in Ukraine, Romania, Bulgaria, and my favorite, Moldova. The flag was flashed because there are 500 children here. Un proiect care se desfășoară consecutiv peste al cincilea an. Anul acesta a fost de o proporție mult mai mare ca în anii precedenți. Ne-am propus să aducem cadouri la peste 10.000 de copii din întreaga Republică Moldovei. Astăzi suntem în orașul Nisporeni, orașul meu de Baștină, unde deocamdată ce am văzut în sală sunt peste 600 de copii. Este un proiect cu menire socială și cu un scop de a ne aminti că în preajma sărbătorilor de iarnă trebuie să fim mai buni, trebuie să fim mai călduroși, să ne gândim și celor de lângă noi care nu au poate posibilitatea să se bucure în preajma sărbătorilor de iarnă. Conținutul unui pachet a cuprins în principal îmbrăcăminte de iarnă, rechizite școlare și produse de igienă, la care se adaugă și mici jucării. To hand over the presents to you. All the presents that you see here on the stage have been packed by children in Germany that they got shipped here from Roundtable Germany to Romania. We are very proud that this is such an amazing, huge group of young people waiting for their Christmas presents. Acțiunea va continua și anul viitor, când zeci de oameni fără posibilități financiare vor primi ajutoare din partea clubului Rotary.